Bună ziua, suntem pe Valea Drăganului, mai bine spus lunca Vișagului. Dacă vă uitați bine, aici se toacă lemnele de care făceau ăștia de la ProTV reportaj. Uitați aici. Aici se toacă lemnele. Întoarcem mașina și ne facem... Întoarcem și invers. Suntem Valea Drăganului, lunca Vișagului. Uite, să vezi dacă mă filmez, uite și în cameră. Da, da. Și vă dați seama, aici noi am venit pe un drum, o să și vă explic drumul exact, de la Valea Drăganului pe E60 faci Valea Drăganului stânga, cum vii de la Huiedin sau cum vii de la Oradea faci dreapta. O să ne întoarcem invers cu mașina ca să vedeți exploatarea care are loc aici. Firmă bistrițeană, exact cum v-am mai spus că normal firmele românești sunt firme mamut, firme imense, firme românești care merg mână în mână. Noi puteam merge și după taful ăla până sus în pădure, în munte, dar vreau să vă arăt ce e mai important, adică exact cum taie buștenii și cum îi toacă oameni buni, ceea ce normal e ilegal, ei au normal dreptul să, filmează și în față, Sabin, au dreptul normal să toace numai crengi, dar ei aici toacă lemn brut, fag, uitați-vă aici, fagul, cum stă. Uitați aici, sute și mii de metri cubi, oameni buni, firmă bistrițeană, a fost reportajul la ProTV din toamnă și nimic, deci nu s-a rezolvat nimic. Uite aici e tocătorul pe partea stângă, încearcă să filmezi, te uiți, ce filmezi sau filmezi bordul, Sabin? Uite aici e tocătorul pe partea stângă. Acum l-a oprit când am trecut noi. Că acum dacă mă opresc îl văd. Uite. Tocătorul e oprit. Exact acum s-a oprit numai, dar ați văzut când am intrat. Cum bagă lemnele. Ceea ce numai e ilegal. Și asta e firmă din Bistrița. Firmă bistrițeană. Cea care a apărut pe ProTV. Dacă vă aduceți aminte, în toamnă. Și acum s-a dat nu de mult asta. Hai să-i luăm un interviu dacă vrea. Vrea omul să dea un interviu? Ia să vedem. Știu că ăsta, nu, asta e. Vedem ce e aici. Uitați aici magnitudine. Bună ziua! Bună ziua! E legal să ciopârțiți lemnul? Să-l faceți rumeguș? Uite, pleacă toți, fug. Cu cine sunt mașină, e foarte frică să-l dea jos. Vă dați seama că sunt localnici de aici, care mi-au spus ce se întâmplă. Uitați cum toacă lemnul. Uite. Îl fac rumeguș. Îl fac rumeguș, îl bagă în mașini. Normal ar trebui numai resturile să-l facă rumeguș. Dar de fapt să face rumeguș. De aici în fiecare seară pleacă convoi 4, 5, 10 camioane și cu lemn brut direct la Cronoșpan Sebeș. Uitați-vă aici, stivă. Oameni buni, noi aici vorbim de o stivă enormă. Enormă.